Judecătorii au decis că nu pot fi poprite conturile Revolut și nu pot fi blocați banii în lipsa existenței raporturilor juridice. Soluția obținută prin care se tranșează în mod corect această chestiune, fiind sancționată depășirea cadrului legal în care intervine poprirea, marchează revenirea la normalitate și asigură pe viitor securitatea și previzibilitatea activității bancare în relația cu clienții, a transmis Casa de Avocatură Suciu Popa, reprezentanții legali ai Libra Bank în această speță. În luna iulie a anului trecut, justiția din România a decis în două dosare ale unor clienți care au datorii la alte instituții bancare că și conturile de Revolut pot fi supuse popririi. În România, conturile Revolut în lei sunt depozitate la Libra Internet Bank, în urma unui parteneriat semnat între cele două instituții în anul 2020. Cererile de poprire făceau referire la conturile Revolut ale debitorilor, însă doar Libra apărea în dosar în calitate de terț poprit. În trecut, toate cererile în care se încerca poprirea unor conturi Revolut depozitate la Libra au fost respinse în instanță, după ce Libra a susținut că nu poate da curs cererilor de poprire pe conturile clienților Revolut, pentru că nu aceștia sunt titularii conturilor, ci compania britanică, relatează mesajul.ro.